Potrivit unui studiu realizat pe parcursul a 3 decenii, consumul de proteine slabe reduce riscul de deces. Spre deosebire de persoanele care consumă proteine animale, cum ar fi carnea roșie, ouă și produse lactate care pot spori acest risc, proteinele slabe din nuci, carne de pui și pește prezintă un risc mai redus de deces. Peste 130.000 de persoane au luat parte la acest studiu care s-a întins pe o perioadă de 3 decenii. Rezultatele studiului confirmă ceea ce specialiștii din domeniul sănătății spun de multă vreme. Consumul de proteine slabe, cum ar fi cele din nuci, carne de pui și pește, reduce riscul de deces, spre deosebire de consumul de carne roșie, ouă și produse lactate care poate spori acest risc. Desigur, nu doar alimentele pe care le consumăm au un rol important, ci și stilul de viață. De exemplu, consumul de carne roșie sau alte proteine grase, cum ar fi ouăle și brânza, nu crește riscul de deces în rândul persoanelor sănătoase. Astfel că persoanele care consumă mult alcool, care sunt supraponderale, fumează sau nu practică activitate fizică, sunt susceptibile de a avea un risc de deces crescut în caz de consum excesiv de proteine și de grăsime. Pe lângă stilul de viață și tipul de carne consumat a jucat un rol important. Cercetătorii au dezvăluit că persoanele cu un stil de viață nesănătos au consumat mai multă carne roșie, ouă și produse lactate bogate în materii grase, în timp ce persoanele cu un stil de viață sănătos consumă mai mult pește și păsări de curte. Specialiștii avertizează că proteinele cu cel mai mare risc se găsesc în carnea roșie, inclusiv în carnea de vită și de porc. În urma studiului, experții recomandă să introducem în dietă cereale, paste, fasole, nuci și legume.